Au început pregătirile pentru distribuirea agentului termic în locuințele severinenilor. De asemenea, și anul acesta se vor acorda subvenții populației. Prețul energiei termice va fi în această iarnă de 370 de lei gigacaloria, în timp ce costul de producție este de 680 de lei. Începând de săptămâna viitoare, severinenii vor avea căldură. Consumatorii vulnerabili pot depune cereri pentru acordarea ajutoarelor bănești și a suplimentului pentru energie termică, data limită fiind 15 noiembrie 2021. După cum ați văzut, în ședința de Consiliu Local de astăzi s-a aprobat majorarea prețului gigacaloriei la un preț de 672 de lei urmând ca populația să beneficieze de o subvenție de 300 de lei din acest preț, rămânând un preț final de 372, pe care populația îl va plăti în sezonul energetic 2021-2022. De aceste subvenții vor putea beneficia locuitorii orașului Drobeta Turnu Severin, excepție făcând persoanele juridice și instituțiile care vor trebui să plătească preț întreg. Edilul orașului va face tot ceea ce îi stă în putință, pentru ca de anul viitor încălzirea orașului să nu se mai realizeze prin arde era păcurii, ci pe gaz, și speră ca până la sfârșitul anului viitor să aibă un răspuns în acest sens.